Bun găsit, dragi telespectatori! Sunt psihoterapeut Camelia Buligoanea și vă invit la o nouă emisiune Eu Sunt la Terranova TV. Așa cum v-am obișnuit, această emisiune vă oferă resurse, înțelegere, motivație, sens și semnificație pentru cunoașterea și evoluția sinelui și pentru o viață trăită conștient. Invitata acestei emisiuni este buna mea prietenă și colegă de domeniu profesional, Liliana Jgheban, care este psihoterapeut integrativ și psiholog clinician. În această emisiune vom dialoga despre adolescență și provocările ei. Îți mulțumesc, dragă Liliana! Te-am găsit! Mă bucur să te văd mulțumesc. Și în acest cadru! Îți mulțumesc mult pentru prezență! Și eu mulțumesc pentru invitație! Mă bucur foarte mult! Sufletul meu rezonează mult și simt cadoul pe care mi l-ai oferit în această zi specială în care înregistrăm această emisiune. Mă simt onorată, Camelia, că sunt aici alături de tine și împreună cu tine să facem mare acest... Mare drag și bucurie. Acest lucru. Da. Am ales o temă care te reprezintă din punct de vedere profesional. Activitatea ta din ultimul timp a crescut mult pe zona terapiei cu copii și adolescenți. Așa este. Și este foarte important munca noastră pe acest segment de vârstă. Precădere copiii tinerii în viitorul nostru și al întregii omeniri. Și este binefăcător să știm că și noi contribuim cumva acum, din prezent, la ceea ce înseamnă viitorul nostru. Așa este și vin și din plan personal, pentru că sunt mamă de doi adolescenți și asta cu atât mai mult mă provoacă să mă duc în această zonă a lucra cu adolescenții. Și observ că îmi place din ce în ce mai mult să lucrez cu adolescenții în special. Pentru că nevoile lor sunt foarte diferite la această vârstă față de nevoile copilului mai mic. Și asta am observat atât în plan profesional cât și în plan personal din rolul meu de mamă, de adolescenți. Minunat, minunat. Ca să ne conectăm mai bine la energia copiilor și adolescenților, mă gândesc să ne luăm un moment în care să ne conectăm noi înșine la copilul nostru interior, la fetițele interioare și să mulțumim pentru tot ceea ce a realizat și pentru ceea ce a devenit și pentru tot ce a învățat că înseamnă bun și bunătate și iubire și compasiune ca să ajungă până aici. Păi, noi suntem într-o constantă conexiune cu copilul nostru interior și astăzi aș aduce și adolescentul nostru interior. Și anume să ne amintim cum eram noi când eram adolescenți și ce ne-am fi dorit noi atunci să primim și nu am primit. Și ce putem face este ca să vindecăm acea nevoie de atunci sau acele nevoi de atunci prin a ne oferi noi înșine acele lucruri. Da. Ne oferim bunătate, energie, înțelepciune, putere interioară. Curaj, pentru că ne avem nevoie de curaj. Adolescenții descoperă curajul la această vârstă minunată și își dau frâu emoțiilor. Și practic se expandează în această lume a adultului. Vor să vadă cât mai multe lucruri, vor să descopere cât mai multe lucruri și să experimenteze. Asta este nevoia lor majoră în această perioadă, pentru că este această trecere de la copil la un viitor adult. Și pentru părinți este destul de dificil să înțeleagă acest lucru, pentru că ei văd încă în adolescentul lor un copil. El este un copil, însă cu nevoi diferite. Da. Care sunt, Liliana, provocările părinților de adolescenți? Sunt multe provocări în această perioadă.
Și pot să spun asta și din rol de mamă și din rol de terapeut, atunci când mă întâlnesc cu părinții în cabinet, pentru că fiind minori, prima ședință de terapie o fac cu părinții. Este foarte important să știu care este motivul pentru care vor să aducă adolescentul în terapie sau vrea adolescentul să vină în terapie. Și observ că numitorul comun este cam același în relația cu adolescentul lor, și anume cum să comunice mai bine, cum să pună limite, cum să înțeleagă această etapă de schimbare, pentru că este o etapă a schimbărilor și sunt multe schimbări pentru adolescenți, iar părintele se simte copleșit pentru că de cele mai multe ori nu își amintește cum era el când era adolescent și ce ar fi avut nevoie atunci. Pe de altă parte, mai este această nevoie de a le accepta prietenii, pentru că ei au o dorință foarte mare de a aparține unui grup, de a avea un grup de prieteni și de a înțelege această desprindere din mediul familial în mediul social. Da, este provocator. Însă, deci prima ședință este cu părinții, da? Pe parcurs, părinții participă la ședințe sau lucrez doar cu adolescentul? Dacă este important de clarificat, da. Și mă raportez aici și la nevoia adolescentului, adolescentei, de a-i se păstra confidențialitatea. Cu siguranță. Da? Ei sunt foarte sensibili la aceste aspecte. Cu siguranță. Personale, intime. Așa este. Și asta le transmit și părinților, că doar atunci când avem o situație extremă, să zic, adică să-și pună viața în pericol sau ceva care este foarte dăunător adolescentului, le pot comunica acest lucru și de asemenea asigur adolescentul în terapie că tot ce se întâmplă în cabinet este confidențial. Doar așa putem crea relație terapeutică și deschiderea lor este foarte mare atunci când află acest lucru, că este confidențial tot ce vorbim acolo. Au nevoie, da, de un cadru de siguranță și de o relație de încredere. Caută lucrurile astea. Care sunt pentru ei? Vorbi despre schimbare în adolescenți, în perioada adolescenței. Sunt pe mai multe paliere, da? Cu ce problematici vin ei la tine? În special, din experiența mea, am întâlnit, în primul rând, această anxietate pe care o resimt pe la vârsta de 15, 16, chiar până la 18 ani, pentru că ei au apucat să trăiască și această pandemie și au fost foarte mult timp izolați și atunci s-au întâmplat multe lucruri care nu le-au fost benefice și anume au ieșit din contextul social. Și atunci, ei nemai având un context social, s-au retras, s-au învățat să se descurce singuri și le este mult mai greu să se implice într-un grup sau să facă față presiunilor unui grup sau interacțiunii într-un grup sau să își facă un cerc de prieteni. Și aici avem mult de lucru și în plus mai sunt și aceste probleme pe care le au în relație cu școala. Da. Cum să performeze, ce să facă cu viitorul lor, ce anume li s-ar potrivi, dacă este alegerea corectă, cea pe care au făcut-o în alegerea unui liceu, nu știu ce să facă mai departe. Și aici simt că este foarte mult loc de discuție, de a le da încredere în ei, de a vedea ce resurse au, ce tip de personalitate au, dacă sunt introverți, dacă sunt extroverți, ce li s-ar potrivi mai bine în anumite domenii. Și de aici pornim procesul terapeutic. Mai sunt adolescenți care vin tocmai pentru a
putea să se facă înțeleși de părinți. Și aici mă duc ușor în terapia de relație și văd ce anume nu funcționează în relația lor, pe ce arii să lucrăm în relația lor, și aici implic și părinții atunci când fac terapie de relație. Și anume vedem cum funcționează punerea limitelor, partea asta de area provocărilor, partea de îngrijire, cum este structurată familia lor și care ar fi nevoile fiecăruia în a-și îmbunătăți relația. Cam astea sunt provocările. Complex. Părinții ce ar putea face în acest demers de a-și susține mai bine copiii la vârsta adolescenței? Primul lucru pe care le spun părinților este să-i accepte așa cum sunt, pentru că asta este cea mai mare formă de iubire pentru ei, să-i sprijine în tot ce fac și acolo unde cred că este de intervenit, să intervină cu blândețe, fără prea multă critică sau fără critică de absolut deloc, atât în măsura în care se poate, și să pună limite corect, să negocieze cu ei anumite aspecte, pentru că nevoile adolescentului sunt și acelea de a-și câștiga autonomia și independența. Și pentru părinte este greu să simtă că pierde controlul în relația cu copilul. Tocmai de aceea e important să fie cât mai aproape de el, să-l accepte că este adolescent și că la vârsta aceasta sunt foarte multe schimbări și provocări. Și să-l lase un pic să experimenteze, iar ușor, ușor să stea ca o parte de shadow, așa, să observe cam ce se întâmplă în relația cu școala, în relația cu prietenii pe care îi are copilul lor, eventual să facă niște strategii, dacă simte că este ceva neregulă cu anturajul în care este adolescentul, să-i cheme acasă, să-i cunoască mai bine, să le cunoască familia. Și să simtă că este sprijinit adolescentul în toată această perioadă și că mediul cel mai sigur este totuși acasă. Da. Trăim acum într-o perioadă și observ și eu la modul general că generațiile actuale, de generația de părinți de acum, este foarte interesată în acest parenting, în a învăța mai multe despre ei înșiși și de a crea relații bune cu copiii, de la vârste mai mici până adolescență, da? Observ două tendințe. Fie părinți extrem de permisivi, ceea ce înseamnă o lipsă de structură a vieții, ceea ce spuneai tu, limite, granițe cu copii, dar și părinți care sunt prea rigizi cu copii. Mai observ părinți care spun, eu ce am trăit în relația cu părinții mei, nu vreau să fac aceleași greșeli pe care le-au făcut cu părinții mei cu mine. Și da, exact, ajungem să facem tocmai ce au făcut și părinții noștri. Cum vezi tu partea aceasta de educație parentală pentru părinți? Cum ar fi potrivit să abordeze și structură sau nu structură sau ce ar ajuta relația? Cum ar fi potrivit pentru, hai să zic, pentru noi ca părinți, da? Să ne adaptăm cerințelor diverse și să răspundem și ceea ce vine din partea educațională, din ceea ce se întâmplă acum ca și educație pentru noi. Din punctul meu de vedere, este un aspect foarte bun ca părintelui să-i pese. Da. Și să se documenteze, să vadă ce ar putea să facă mai bun pentru a-și îmbunătăți relația cu copilul. Însă extremele nu sunt niciodată benefice. Este nevoie să aducem acel echilibru în aceste două extreme, a fi autoritar sau a fi permisiv, și să mergem foarte mult în acceptare în relația cu copilul. Mm.
și să conștientizăm foarte mult că ce trăiesc ei acum, noi nu am trăit atunci când eram adolescenți, pentru că este foarte diferit să reușească să-și facă un upgrade al timpurilor în care copilul lor este adolescent acum și nu să rămână la stadiul de adolescență în care ei și-au trăit adolescența, pentru că de cele mai multe ori întâlnesc acea expresie că pe vremea mea, pe vremea ta, dragă părinte, nu erau atât de multe provocări, nu erau atât de mult stimul extern. Era altfel de joacă, era altfel accesul la informații, era altfel relația dintre părinți și copii, pentru că generația noastră a părinților care avem acum adolescenți au avut niște părinți care au trăit în survivor mode, în supraviețuire. Și atunci grija lor nu era aceea de a se conecta cu copilul, ci aceea de a aduce nevoile de bază în relație cu copilul. Și atunci s-a produs acea ruptură emoțională dintre părinte și copil. Și noi, acum, în rol de părinți, vrem să vindecăm acea ruptură emoțională în relația cu copiii noștri, de asemenea. Da. Putem face asta, însă fără să ne ducem în extreme, să considerăm că este doar așa bine pentru copilul meu și că altă variantă nu este. E nevoie să aducem acel echilibru în relația cu el și să-l acceptăm și să-i dăm ocazia să experimenteze, să aibă și un feedback negativ, chiar dacă are și feedback-uri pozitive, doar din asta poate să evolueze și să poată deveni acel adult pe care ne-l dorim cu toții, să avem o generație de adulți mult mai conectați și armonioși. Cu ei. Exact, da. Exact. A pune o structură, ce înseamnă, Liliana, în viața unui adolescent? Ne gândim faptic, la modul concret, ce pot face părinții ca să-i susțină mai bine? Acceptarea e un proces intern, e foarte importantă acceptarea, însă implică un proces intern de cunoaștere, integrarea unor lucruri, aspecte din noi, așteptări, da? Însă concret, un părinte, ce poate face pentru copilul lui ca să lăsăm niște indicii, niște urme mai sigur clare pentru ascultători și pentru urmăritorii emisiunii? Păi, în primul rând, să poată să-și petreacă acel timp împreună. Da. Chiar să aibă și acel timp petrecut în familie, adică să nu lase să renunțe la mediul familial. Uh-huh. Apoi să poată să negocieze un aspect pe care și-l dorește adolescentul sau părintele. Și când mă refer la negociere, înseamnă să nu fiu, dacă sunt în dezacord cu adolescentul, să nu pun un mare nu. Să pot să argumentez, să pot să spun când pasă, să pot să îi ofer niște perspective asupra acelui aspect. De asemenea, el, atunci când spune un nu, să vedem ce anume s-a întâmplat, de este un nu acolo, ce este în spatele nu-ului. Și intrăm într-un proces de negociere cu el și atunci aflăm care sunt nevoile lui, ce îl deranjează, ce poate face mai bine. Apoi partea de structură ar mai fi aceasta de a fi ușor în umbra adolescentului, chiar dacă îi acordăm acea independență, acea autonomie, pentru că ei au nevoie de asta. Apoi mergem la acea zonă intimă, partea de sexualitate, în care e nevoie cu atât mai mult să povestim și să-i spunem adolescentului ce înseamnă asta pentru el. Pentru că ei au nevoie de multă intimitate și au nevoie de cunoaștere în direcția asta, pentru că acum se întâmplă acest lucru. Foarte mulți adolescenți își încep viața sexuală fără să cunoască foarte multe lucruri despre acest aspect. Au nevoie să exploreze foarte mult și asta de multe ori intră în contradicție cu ceea ce părintele are în minte sau percepția părintelui despre cum ar fi potrivit sau ar trebui să se desfășoare relația între părinte și adolescent și adolescent și lumea exterioară. Ei au nevoie ca să meargă să exploreze diverse lucruri
dar în același timp ei au și nevoie să fie cineva care să-i primească. Adevărat, pentru că frica părintelui, da. Cea mai mare frică a părintelui, este aceea de a simți că își pierd controlul total asupra copilului și copilul intră într-un derapaj. Da, așa este. Dar ai spus că se poate negocia asta. Așa este. Și îmi imaginez că la un proces terapeutic înveți părintele care sunt limitele în care se pot negocia termenii unor relaționări. Mm-hmm. Nu? De cât de permisiv poate să fie părintele? Mm-hmm. Până unde întindem limita permisiunilor? Sau ce anume pot să îți ofer ca să primești? Ei acum vor foarte multe lucruri, sunt foarte mult ancorați în partea materiei. De exemplu, în perioada adolescenței, ei vor să se culce până târziu sau să se ducă la prieteni acasă. Da. Părintele acolo nu mai are control. Sau să meargă la un concert. Hai să punem concertul că este mult mai... Da. Vor să meargă la un concert. Părintelui este teamă că la concert poate fuma, poate consuma droguri, alcool și așa mai departe. Simte că nu are control, că adolescentului ar putea fi în pericol. Și atunci spune un nu. Un nu categoric. Un nu categoric. Nu, nu sunt de acord cu asta. Adolescentul se simte frustrat. Cum? Păi, Cutărescu merge, pe ei de ce-i lasă și tu nu mă lași pe mine? Înseamnă că nu ai încredere în mine. Și nu este aici vorba despre încredere, că despre frica că adolescentul ar putea să se ducă într-o zonă în care părintele nu poate avea control. Pe de altă parte, dacă este o relație în care s-a avut încredere, părintele poate fi de acord de asta și poate pune imediat niște condiții. Adică, ok, bine, dar eu te duc, te iau de acolo... Adică sunt aici cu tine ca să știu că ți este bine sau punem acele limite, la ce oră te întorci, da? Până când durează concertul, cu cine mergi, cine cântă, cu ce ți-ai cumpărat biletele, tot felul, explorăm. Atunci când este un nu, adolescentul este foarte frustrat și începe să reacționeze, pentru că îi este foarte greu să primească acel nu. Și se simte nedrept, neîndreptățit, că părintele nu a fost de acord cu asta. Și aici părintele este invitat să fie mai deschis și să exploreze acest aspect. Așa cum a spus și mai devreme. Cu cine vrei să mergi? Când are loc concertul? De la ce oră până la ce oră? Ca să aibă cât mai multe detalii a ceea ce se întâmplă, ca el să poată să stea liniștit, să poată să-i dea acest transfer de încredere adolescentului că ok, sunt în regulă cu asta, însă am nevoie să știu toate detaliile acestea ca eu să știu că tu ești în siguranță. Da. Care sunt cele mai distructive emoții pe care le au adolescenții și cu care lucrați în terapie voi? Rușinea? Rușinea este cea mai intensă emoție. Despre ce? Rușine despre aspectul corporal, rușine despre felul cum ce-și imaginează ei că ceilalți cred despre el. Rușine în relație cu părinții, rușine că au intrat poate într-un eveniment unde, într-un... Într-o situație. Așa, da. Într-o situație în care nu a putut să facă față. Da. Și atunci intră foarte mult în rușine. Îmi imaginez că, adică știu că în perioada asta se cer foarte multe rezultate școlare, de performanță și multora le este foarte greu și nu au la îndemână suportul, resursele părinților. Așa este. Și de regulă trăiesc o stare de vinovăție, de auto-învinovățire, că nu a fost capabil să reușească să obțină rezultatul care îi se cere. Da, și cu atât mai mult. Din mediul școlar și familial.
Da. Internalizează această frustrare sau rușine, adică e un cumul de emoții acolo. Și modul cum gândește despre el, care îi afectează chiar identitatea. Așa este. Chiar dacă acest proces este acel proces de evoluție, are voie să experimenteze, să primească și feedback-uri negative. Da. Pentru că el nu este o notă sau nu este o medie sau nu este, nu știu, acel obiect la care nu este matematica. Să spun că majoritatea se plâng de matematică, că este foarte greu. Și atunci e nevoie să normalizăm acest aspect cu ei, că ei nu reprezintă acel ceva, ei sunt un tot. Și e important și pentru părinți să le normalizăm acest aspect, pentru că uneori părinții își doresc aceste trofee, așa cum le numesc eu, trofee. Pentru ei mai pentru mult. Pentru ei mai mult, da. Sau se duc în acea direcție să facă ce nu am făcut eu, sau să învețe mai bine că eu nu am avut acel suport. Și acum îi ofer suport copilului, drept dovadă, am nevoie de acele note mari pentru că eu investesc aici. Și nu este despre asta. Și aici vine iar parte de neacceptare. Adică te iubesc doar atunci când îmi aduci note de 9 și de 10 și dacă îmi aduci o notă mai slabă, nu te mai iubesc. Nu este despre asta. Da. Pentru că la vârsta asta, într-adevăr, majoritatea dintre ei vor să aibă o relaxare intelectuală, o perioadă de timp, până intră în clasa 11-a, cam așa, pentru că deja au experimentat acea evaluare națională care a fost destul de stresantă, cu multă presiune din partea profesorilor, a părinților, propria lor presiune, un nivel de stres foarte ridicat pe o perioadă lungă de timp, apoi adaptarea la liceu și simt nevoia așa prin clasa 10-a să se mai relaxeze și un pic din a 11-a ca apoi să se reapuce de acel prag important al lor, cum ar fi bacaloreatul și intrarea la facultate. Și în această perioadă am observat cu adolescenții care sunt în această perioadă pe la 16-17 ani că intervin mai multe probleme cu părinții din cauza mediului academic. Că nu mai au aceleași note, că nu mai sunt atât de silitori, că nu mai livrează ceea ce își dorește părintele, că au alte preocupări, că vor să iasă din mediul familial, că vor să se distreze, ceea ce e și normal. Și de cele mai multe ori aici intervin conflictele, în cum să echilibrez și cum să accepte părintele că nu este despre o notă, că au și nevoie de această perioadă de relaxare, da, ca să poată să-și încarce bateriile, să meargă mai departe. Foarte frumoasă. Și că ai adus aici aceste elemente de înțelegere și de empatie, practic. Da. Simt să stau puțin cu asta și să trăiesc starea asta. Cred că e important pentru fiecare dintre noi. Așa cu este. O stare bună e benefic și în acțiunile noastre. Îți mulțumesc pentru asta. Eu îți mulțumesc. Vreau să te întreb și ca terapie, ca modalități de terapie, cum lucrezi în cabinet? Cabinet lucrez integrativ, da, prin metodele integrative și acolo lucrăm în primul rând emoțiile, cum să-și gestioneze emoțiile, de fapt, în primul rând, cum să-și le identifice. Da. Da. Le e ușor să le identifice, nu, să le numească? Nu le este ușor. Nu le este. Nu. Nu le este ușor și aici lucrăm foarte mult cu corpul, cu senzațiile corporale, ce simt în corp, apoi ce emoții apar, ce gânduri apar. Pentru că este nevoie, în primul rând, să identificăm emoțiile, situațiile când apar și ce pot face ei cu aceste emoții atunci când apar, cum să le gestioneze. Apoi lucrăm, dacă este terapie de relație, lucrez cu părinții și lucrez cu mama într-o ședință, apoi cu tata, apoi toți trei, depinde de situație. Vreau să te întreb,
adolescenți din familii monoparentale. Ai avut vreodată ocazia să lucrezi cu ei? Da. E ceva diferit la ei sau sunt aspecte mai speciale? Da, este un proces mai greu acolo, mai ales dacă s-a produs ruptura cu celălalt părinte și nu a existat o relație continuă, o relație sigură acolo. Și lucrăm pe a face această reparație în relația cu celălalt părinte care nu a fost. Dar este un proces mai lung de lucru aici. Imaginez că și părintele și copilul experimentează o lipsă. Cu siguranță. O lipsă siguranță. Nu numai fizică și materială, dar cred că și emoțional este mult mai profundă. Așa și este. Mai acută această nevoie a lor de conectare, de iubire, de apartenență, de validare. Da, cum spun eu, cei doi părinți sunt stâlpii de siguranță ai copilului. Da. Și atunci când unul lipsește, este mai greu celuilalt părinte să poată să facă față și pentru părintele absent. Este mult de muncă acolo. Copilul resimte lipsa părintelui care a plecat din relație. Da. Bun. Ce simți tu acum să ne mai spui? Poate ceva din experiența proprie. Cumva ca terapeut, ți s-a întâmplat vreodată să te identifici acasă în relația cu adolescenții tăi sau rolul acesta de terapeut de adolescenți? Îl aduci sau simți vreodată nevoia sau inconștient să-l aduci acasă în relația cu copiii tăi? Sunt probabil situații când intru și în rol de terapeut, însă îmi doresc pentru ei să fiu mama lor. Da, și eu la fel îmi doresc pentru copilul meu. Și înțeleg asta. Și atunci fac pe tot posibil să mă decuplez din rolul de terapeut, însă acolo unde este nevoie de mai multă structură, poate, sau un proces de negociere mai dificil, cred că aduc și abilitățile de terapeut. Contează și asta. Contează și asta și capacitatea de a înțelege cum se întâmplă lucrurile este mult mai bună, este în avantajul meu de mamă, să spun așa. Și eu la rândul meu întâlnesc adolescenți și chiar tineri care fac pasul de la adolescență către partea de adult. Și îmi dau seama cât de plin de resurse sunt și cât de deschiși sunt la a învăța și la a înțelege și a primi cât mai multă cunoaștere și înțelegere. Ce am observat eu în cabinet este că sunt foarte sinceri. Da. Foarte deschiși și dornici de a povesti, de a arăta fotografii, scripturi. Sunt foarte deschiși să lucreze. Iar acolo unde am avut și situații când a fost un proces mult mai îngreunat pe o anxietate generalizată, de exemplu, abia după câteva luni de terapie am reușit așa să construim o relație terapeutică, pentru că îmi imaginez că este foarte greu de partea cealaltă. Da. Să poată să investească în acest proces. Mai ales dacă este un adolescent care nu-și dorește să fie acolo și este mai mult împins de părinți sau vrea să facă pe plac părinților. Aici mai intervin de fiecare dată dacă își dorește cu adevărat să fie în cabinet, să lucrăm pe situația respectivă sau nu. Dacă este la îndemnul părinților sau împins de părinți și sunt în fidelizare către părinți, lucrăm la acest aspect și lucrez și cu părintele, că este important să
își dorească el să fie în cabinet, să intre în procesul lui terapeutic și nu pentru părinte neapărat. Da. Pentru că procesul este mult mai greu atunci când adolescentul este forțat sau obligat să vină la terapie. Am observat și eu că nevoia lor, una, o nevoie valabilă, universal la adolescenții de astăzi sau la tinerii mai tineri, generației mai tineri, este nevoia lor de a fi recunoscuți și că celorlalți le pasă de așa ei. Este. Da. Deci asta este prima lor nevoie. Dacă simt asta în conexiune cu ceilalți, eu zic că sunt capabil de multe, multe lucruri absolut minunate. Așa este. Și își dau voie și povestesc, da, și râdem împreună și lucrăm foarte frumos. Și au o inteligență sclipitoare. Da. Da. Au și foarte multe resurse. Da, de la primii ani de viață au intrat în contact cu diverse medii și informații, da, și e firesc, e normal să fie așa. Așa este. Da. Iar pentru noi, generațiile mai senioare, da, nu este întotdeauna ușor să înțelegem această nevoie a lor, pentru că noi înșine nu am trăit. Așa este. Acest sentiment îmi pasă, sunt acasă oriunde mă duc și vreau să simt asta, că sunt în locul meu și îmi dau voie să fiu așa cum sunt. Așa este. Și se revoltă atunci când nu li se dă voie să fie ceea ce sunt. Da, pentru că ceea ce simt în interior. Nu se simt acceptați, nu se, da, simt validați, așa cum spuneai și tu mai devreme. Nu li se recunoaște statutul de viitor adult până, da, la urmă și au nevoie de asta. Și se revoltă pentru că părintele se comportă cu ei ca și cum ar fi mai mici. Mhm. Da, și nivelul de autoritate aici este o problemă. Și aici vin în întâmpinarea părinților cu informații cu cum este la vârsta respectivă adolescentul, care sunt nevoile lui pe etapele de vârstă. Le fac așa o normalizare a lucrurilor care se întâmplă și le este mult mai ușor să se raporteze la ei, ca să le dea voie să crească efectiv. Și să-i vadă conform vârstei pe care adolescentul o are. Da, ai spus bine ceea ce spui și un prim pas ar fi ca părintele să-și aducă aminte și să se conecteze cu partea aceea bună din copilărie, cu amintirile, cu trăirile acelea bune când a fost copil și adolescent. Și atunci când își deschide aceste trăiri și experiențe, eu zic că cu partea aceea îi vine mai ușor să se conecteze cu copilul său. Așa este. Așa este. Însă avem nevoie să ne dăm voie să trăim ceea ce a fost bun. Așa este și e mult mai ușor. Adică își poate vedea copilul cu mult mai multă empatie și iubire. Da. Are sens ceea ce spui. Dacă ar fi să ne luăm un lucru din tot ce am discutat sau să ne lași un dar de creștere, care ar fi acesta, Liliana? O, ce frumos! Păi, în primul rând pentru noi ar fi conectarea cu adolescentul interior. Da. Și nu zic de o conectare odată, că să simțim că putem să ne vindecăm adolescența odată cu adolescenții noștri. Iar pentru adolescenți, pur și simplu să-și dea voie să fie așa cum sunt. Îți mulțumim. Deci conectare cu noi înșine, da, cu adolescentul din noi. Iar pentru adolescenți,
să-și dea voie să fie așa cum sunt. Da? Îți mulțumesc, draga mea. Și eu îți mulțumesc tare mult. Sunt onorată pentru invitația ta. Cu mare drag, cu bucurie, te așteptăm și cu altă ocazie la Terra Nova TV. Mulțumesc tare mult. O zi plăcută. Mulțumesc. Iar dumneavoastră, dragi telespectatori, vă mulțumim că ne urmăriți și nu uitați, viața este o călătorie a descoperirii de sine. Vă așteptăm cu drag marțea viitoare la o nouă emisiune pe curând.